Pot să spun că au fost multe lucruri noi și mi-au plăcut. Voi ține cont de ele acum mai nou în conferințele mele. Și vreau să subliniez oarecum rolul limbajului corpului, care este foarte important, nu numai când vrei să vinzi, sau când, în general, meseria asta de orator este o meserie bărbătească, adică aici trebuie să te impui, deci aici mai puțin cu flirtul, mai puțin cu jugulara. Nu cred eu că e atât de feminină meseria de vorbitor în public, pentru că tu trebuie să cucerești publicul, trebuie să ți-l apropii și apropii și mai ales că trebuie să fii convingător. Iar convingerea pentru mine pot să o demonstrez folosind mișcările deschise. Adică, în general, am observat și mai ales la noi românii că suntem obișnuiți să vorbim de aici și cu mâinile foarte strâns pe lângă corp și nu știu ce. Nu, nu trebuie să ne ferim să exemplificăm, să lărgim, să micșorăm, să mărim, să ne mișcăm prin toată sala, pentru că numai așa putem să creăm și imaginea vizuală, numai auditivă și... era să zic cinestetică, dar nu. Mă opresc. Mulțumesc mult!